acești oameni sunt. Continuă după cum s-a spus, au fost alocate patru, vor mai fi alocate în continuare. Au sosit și containere de la rezervele naționale. Avem deja solicitări pentru containere și din alte părți, de asemenea solicitări pentru paturi. Discutăm cu cei de la rezervele naționale, am înțeles că au disponibile și aragaz, butelii, întrucât în unele zone nu mai au oamenii aceste lucruri. De asemenea, sunt în curs de realizare anchetele sociale de către autoritățile locale și AJPIS-ul, care a fost împuternicit printr-o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, va centraliza aceste anchete sociale și va trimite solicitările de acordare a unor ajutoare din fonduri guvernamentale. De asemenea, în această dimineață a sosit un utilaj de la Apele Române. Teoretic, nefiind în legal, nefiind în administrarea lor, nu pot interveni aici, însă fiind vorba de o situație de urgență, am creat cadrul necesar, astfel încât această derea pe care o vedeți în spatele nostru să poată fi decolmată. Primarul de aici și-a făcut datoria? Asta rămâne de văzut în continuare. Nu vreau să fac aprecieri în momentul de față vis-a-vis de nicio autoritate locală. Principala noastră problemă în momentul de față este să ajutăm acești oameni atât cât legea și fondurile o permit pentru a-și relua normalitatea vieții cotidiene. Unde stați? La containere sau la rudă? Nu la rudă? Containere. Mi-am luat loc de casă și mi-am făcut momentan o anexă. Zilele astea care au durat. Acum aveți nevoie de ceva urgent? Mulțumesc, nu. Sunt oameni mai necăjiți ca mine. Bine atunci. Dumnealui a salvat mulți oameni. A, de dumneavoastră, da, cred că mi-a spus. Da. Bine. Păi, vă mulțumesc atunci pentru ce ați făcut. Salut tineri. Spor la treabă. Unde mergeți? Aveți animale? Nu mai am. Am avut. E bine cu familia. Și două ori atât am... Ați avut pachet? Da, mi l-a luat nepotul și cu cumnatul meu, ca să pot să termin mai repede. Și la două jumate m-a sunat vecinul că ne inundăm. Adică ați avut pachet două ore? Da, atâta. Două ore m-am bucurat de camera asta. Atâta. Doamna, aveți copii? Da, am doi copii. Cum vă descurcați? Unde stați? Aici. Ah, ați rămas da, acasă? Da. Preferați să stați acasă și nu da, la cum? Da, da. Da, stau acasă pentru că trebuie să facă bine iarna. În primul rând, copiii nu vreau ca să... Știți cum este. E mai bine ca să... Loc în casa mea, că m-am ținut foarte mult ca să fac ce trebuie. Ce aveți nevoie acum? Păi... Parchet, prima oară. Nu mai, parchet nu mai vreau să mai pun, că este jale. Uitați cum l-am scos acolo. Am marcat mâinea pe capelul. Nu te numesc, că nu am văzut la manapele. Păi, e aici. N-am salvat nimic, doar... Trebuie să-l aruncă. Da, nu avem. Să rămână, doamne. Până unde a fost asta? Aici ai încântinat. Ai intrat? Poți să intru? Da, da, intrat. Călcare în picioare.